Și acum, doamnelor și domnilor, opriți-vă din ce faceți, că vin banii. Da, Florin Câțu merge în Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca să declare evaziunea fiscală problemă de siguranță națională. ANAF trebuie informatizat. ANAF trebuie să fie puternic. ANAF trebuie să... Știți cum fac martorii lui Jehova la întâlniri? Alea cu Dumnezeu e puternic, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e infinit, Dumnezeu e... Și tremură relativ, așa, cad într-o transă. E cam așa e Câțu cu ANAF-ul. Și bine zice, dacă îmi permiteți, da, nici eu nu credeam că o să-l laud pe Câțu cu ceva. Se putem să facem prin încredințare directă unei companii, să fie mai rapid totul, să avem acest soft, să conectăm ANAF la secolul acesta în câteva luni. Sper cât mai repede, martie, aprilie, să rezolvăm situația. Alo, 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 piticule, ce fac un mâncați aici vreodată? Pe unde te duci? Unde mergem cu viteza asta? Vrei să te lăsați-mă, radarul? Lăsați-mă, domnule, în ce se ia temer cu ANAF-ul, că nu se mai poate. Nu se cu mai ce? Poate. Cu ce? Cu ANAF-ul, domnule, cu evaziunea fiscală. E problemă de siguranță națională, nu înțelegeți? Nu mă nebuni, e de siguranță națională. Da. Vezi că deja mă enervez. Păi, bă, tu te uiți acolo. Uite-te acolo. Aia e coada la proiecte, mă, de siguranță națională. Aha. Da, aia de acolo. Și tu ce ai zis? Lasă-mă că intru și eu ca o floare, mă bagă în față. ANAF, auzi, bă, nebunule, bă. Avem acolo, ia uite, elicoptere. Uite-l pe domnul ăla, vezi, ăla creț acolo. Ala. 500 de milioane de euro are nevoie. Apoi e domnul ăla chel. Ăla așa, uite-l la mine? Ăla așa, cu așa. Corvetele, ăla, bă, un miliard, nebunul, naibii. Cât? 6 corvete. Păi asta e, bă, siguranță națională, ne luăm corvete, avion. Tu ce dracu, trupele de la ANAF, ce faceți acolo? Și ce să le dați pistoale la ANAF, ce faceți? Du-te, bă, de aici, bă. Auzi, hai iau așa ușor de unde ai venit, mă, că m-am enervat de... Da, e proiect bun, bă, bă, taci de gură, ce se ateie despre arme, bă. Au mai venit unii în timp, așa, la fel, nebuni, entuziasmați ca tine. Aolea! Educația, aolea, cercetarea, aolea, sănătatea, aolea, infrastructura, bă, nu spune asta. Bă, fiți atenți, aici e cu arme, bă, da? E despre cumpărat arme pentru război, asta e de competența CSAT. Nu e cu arme, valea, valea! Bine, bă, ce să v-ați mai aprins, mă, ia uite, mă. V-ați învățat, bă, nu se poate așa ceva. Și ca să vă dau toate veștile bune de lunea, aflați că tocmai am mai cumpărat niște F-16. Iar, mă? Da, bă, iar. Trebuie să fim pregătiți, sper că au și rachete antigripă. Asta, siguranță națională, frate. Gloanțe, arme, avioane, vrum, vrum, tu. Nu ANAF. Ofițerii ANAF fug din fața interlopilor. Dar când or da piept cu talibanii, mă, Câțule, ce dracu ești, fraier, așa. Mă întreb așa, tu, România, de 30 de ani ești în topul evaziunii fiscale, al economiei negre în Europa și nu faci nimic. Cum, frate, voi, servicii secrete, SRI-ul Pește, ascultați toată ziua primar de comună ce vorbesc la telefon, timp în care unii fură miliarde de euro? O, da, miliarde, luați de aici! În 2016, România a pierdut din cauza evaziunii fiscale 3,8 miliarde de euro. Dacă acești bani ar fi ajuns la bugetul de stat, am fi putut construi, printre altele, drumul expres Craiova-Pitești, 8 poduri suspendate peste Dunăre, 6 spitale regionale, autostrada Iași-Ungheni, 3 autostrăzi precum Ploiești-Brașov, 3 magistrale de metrou și 25 de stadioane. Vă dați seama? 4 miliarde de euro? An de an. Iar noi ce facem, și că noi ne gândim de unde să mai tăiem, nu? Și pe cine să mai dăm afară, ca să încăpem în sărăcie, în timp ce banii ne sunt furați. Câțule, bravo! Bravo, serios, da, ANAF-ul ar trebui să aducă bani, nu să colinde după șpăgi. Dar ai grijă, Câțule, că în CSAT o să dai nas în nas cu niște băieți de la servicii. Cum să zic eu, mă, Florine, te atingi de evaziune, e ca și cum le bagi lor mâna în buzunare. Pentru că evaziunea nu se face mare dacă n-o udă instituțiile de forță. Mamă, 4 miliarde de euro pe an. Pensiile? Păi nici nu mai aveam pensionari în țară. Să mor, îi trimiteam să trăiască în Tenerife. Alo?
Primarul de pe Tenerife, Coane, vezi că trimitem și noi 4 milioane de pensionari, da? Vezi că în buzunar le-am pus o atenție de 2 miliarde de euro pentru matale așa. Așa că ești băiat cu bucă de aia. Hai, te pup, să fie bine la toată lumea. O fi adevărat?